Salutare, doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Traian Stoianov și începem ora de live pe Air Live. Suntem la Digital Park, la un eveniment mediatic care mă vizează și pe mine, pentru că este organizat de grupul de presă Realitatea, care recent a împlinit frumoasa vârstă de 9 ani. Cu această ocazie, grupul de presă a decis să facă o petrecere, un eveniment la care au invitat principalii actori ai platformei media din Republica Moldova, cei care încearcă să reinventeze Moldova, să-i redea un aspect atractiv și cei care creează content media. Totodată avem prezența aici, vor fi prezenți aici și reprezentanții corpului diplomatic, dar și mai multe personalități din mass media națională. În această sală va avea loc partea oficială, aici unde invitații, unii din invitați, speakerii, vor ține câte un discurs, vor discuta despre propriile lor viziuni. Îl vedem într-o stare așa de zen total pe producătorul general al acestui post de televiziune, Sergiu Scobioală. Salut, Sergiu! Cu siguranță ai niște emoții. Care sunt acestea? Păi nu am avut timp să repet discursul și probabil voi improviza, dar oricum e bine să luăm. Ți-ai făcut notițe? Deci această practică presupun că ce ai și la facultate sau la instituțiile de învățământ unde te-ai școlit? Nu, când m-am școlit eu, ca și tine, nu prea exista. Xerox trebuia să scrii de mână și de aia nu făceam niciodată. Am înțeles. Ok, spune-ne mai multe despre acest eveniment. Prin ce se remarcă acesta? În primul rând, noi am chemat prietenii noștri, cei cu care avem aceeași viziune. Noi vrem să ajutăm această țară, dar singuri, e mai greu. De aia trebuie să avem parteneri. Parteneri și persoane din aceeași echipă care, la fel, fiecare pe paliera sa, luptă zilnic, ajută pe ceilalți oameni și de aia ne-am adunat aici. Avem 9 speaker din diferite domenii. Fiecare va povesti cum vede el schimbarea în sectorul său. Am înțeles. Ți-aș fi recunoscător dacă ai împărtăși cu urmăritorii noștri obiectivele Air Life-ului și în general a postului pentru anul 2023, să zicem. Air Life a apărut ca un post ce transmite în direct. Noi, fiind o platformă inițial de transmisiuni live, am decis să facem o televiziune unde toate aceste transmisiuni să fie văzute pentru cei care au televiziune. În anul trecut am început să plasăm diferite produse independente și continuăm să ne dezvoltăm. Vom deschide un studio, vom avea emisiuni de autor și vom continua să mergem mai mult pe paliera aceasta informativă. Vom avea mai multe transmisiuni în direct, vom acoperi mai multe evenimente, plus vom continua lucru cu producători independenți, cu acei podcasteri care sunt binecunoscuți pe rețele online și vom aduce publicului. De aia suntem acum disponibili în Grela Maschere, suntem disponibili în televiziunea digitală terestră, de aia urmăriți Air Life, vor fi multe lucruri noi. Cu alte cuvinte, eu voi avea mai mult de lucru. Am înțeles. Noi îți dorim succes, așa, cu siguranță vom avea nevoie de el, îți mulțumim, Sergiu, și mergem în holul acestei minunate clădiri, așa, opere arhitecturale de la Digital Park. Avem prezența aici și membrii echipei grupului de presă Realitatea. Și aș vrea să mă apropii de colegul meu, Victor. Salut! Da, domnul Traian. Tu ești cu banii, cu economia, cu toate astea. Așa, spune, te rog, cum crezi, care ar trebui să fie obiectivele grupului de presă Realitatea pentru următorii ani ca să rămână în top și să nu aibă probleme economice, financiare?
să atragă cât mai mulți cititori pe site, să colegii să facă știri super bombă, respectiv numărul vizualizărilor, accesărilor să crească. Asta atrage mai multă publicitate, mai mulți clienți vor să-și promoveze produsele pe site la noi, respectiv asta aduce mai mulți bani. Logic, e ca o spirală. Deci obiectivele sunt clare și vreau să ne spui acum, pentru că ai ocazia și aceste imagini vor rămâne în arhivă și poate tu cu nepoții tăi le vei viziona când vei avea 80 stând la un șemineu undeva. Două secole. Ce înseamnă realitatea pentru tine și cum te simți tu în această echipă? Realitatea pentru mine înseamnă foarte mult. În primul rând, pentru mine e libertatea de a scrie, libertatea de a crea, de a pescui subiecte, de a le mediatiza, de a le ca respectiv publicul să le citească, evenimente de ultima oră. Aici i-ai plictisit pe nepoții tăi. Da. Deci, dragi nepoței, omul ăsta e unicul care vine cu trotineta la serviciu și chiar aici a intrat chiar până în sala de, de ședințe. Așa, Victor a fost, îți mulțumim, Victor. Da, da. Noi ne revedem, da, sigur. Nu pleca departe și am observat aici oaspeți de la Nord, reprezentanta Nord News, acestei platforme care rezistă și care face treabă bună acolo la Nordul Moldovei, reflectând și realitatea, să zic așa. Salut! Bună seara, Traian! Bună seara tuturor celor care ne vizionează în aceste momente. Nicoleta, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Spune-ne cum se vede realitatea, cum mă văd eu de acolo, de la Bălți. Te vezi foarte bine. Demonstrezi că ești un profesionist în ceea ce faci, de fapt cum ai făcut-o și mereu, așa că să te înălțezi. Mulțumesc. Bine. Acum să mergem la instituții în general. Cum se vede platforma noastră? Este o companie media destul de profesionistă, colaborăm cu Realitatea, realizăm materiale din nordul Republicii Moldova pentru Realitatea și avem o colaborare destul de frumoasă, dat fiind faptul că această companie media mereu a ales să spună adevărul. Aveți o echipă foarte frumoasă, perseverentă, sârguincioasă, energetică și succes! Nord News, sper că ne urmărește acum, hai să o facem oficial. Așa, un fel de înfrățire, de colaborare. Ne-am simțit onorați să avem o colaborare, la să fel. Știi. Să așa. De fiecare facem dată, onorat, oricând, Traian, okay. Știi asta. Așa. Mersi. Tu ești the best. Și ok. Tu la fel. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu pot să nu mă apropii de fondatorul, de CEO, director, boss și... Așa, mai departe, domnul Dumitru Țâra. Domnule Țâra, am vorbit mai devreme cu producătorul general. Acum aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră care sunt obiectivele platformei sau grupului de presă Realitatea pentru următorii ani și cum vedeți această platformă în 2030? Următorii câți ani? Hai să ne uităm departe. Următorul an. Următorul an, obiectivul, sunt două obiective mari, de fapt. E să ne facem studioul nostru pentru AirLife TV, să lansăm platforma Cancan Media, să o relansăm de fapt și să creștem, să creștem și să ne dezvoltăm. Obiectivele sunt clare, noi vă dorim succes și vă mulțumim pentru organizarea acestui minunat eveniment. Într-adevăr, prieteni, un eveniment la care avem ocazia să-i cunoaștem mai bine pe cei care apar la noi în grilă, cei care colaborează cu noi. Avem și câțiva parteneri prezenți aici. Nu pot să nu menționez Casa Rinaldi, care ne va oferi un bufet de cea mai înaltă calitate. Colegele mele, cele care aduc lumină de fiecare dată în redacție, salut! Salut, fetelor! Salut! Arătați extraordinar! Ca de obicei am vrut să zic, așa fetelor! Așa trebuie fiecare zi să da. Faci compliment. Na, dacă suntem, ne despart câțiva pereți, știi cum. Spuneți-ne, sunteți de ceva timp în echipă deja, cum vă simțiți, ce înseamnă pentru voi realitatea, așa?
A? Tu? Da, noi suntem live, hai spune-ne, da. Deci, eu sunt la Bani Media, parte din grupul de presă Realitatea și chiar dacă recent deja am plecat, probabil nu știi, dar am rămas să fac emisiunile 10 lei, așa că ne găsiți în continuare pe bani.media, pe Airlife TV, în fiecare duminică la ora 10, unde avem discuții cu antreprenori și o să aflați istorie de succes și, desigur, sfaturi care vă vor ajuta să... să aveți un parcurs antreprenorial mult mai ușor, aș spune eu. Chiar vă îndemn, prieteni, să urmăriți activitatea colegei mele, pentru că veți descoperi foarte multe lucruri interesante urmărindu-i activitatea. Noi îți mulțumim pentru prezență. Salut! Salut, Traian! Tu ești cea care scrie textele, scrie știrile și de fiecare dată o faci fără greșeli sau s-a mai întâmplat? Se mai întâmplă, suntem oameni. E omenesc, e ceva firesc. Spune cum te simți în echipă, ce înseamnă pentru tine jobul la care vii zilnic și unde petreci o bună parte din viața ta? Fac parte într-o echipă de oameni minunați și îmi place ceea ce fac și desigur că îmi place că putem să schimbăm ceva împreună în Moldova. Și spre asta tindem. Dacă fiecare dintre noi își face munca bine, atunci și țara va fi mai bună. Noi îți mulțumim pentru implicarea ta zilnică, să știi. Promit, luni, nu, marți dimineața, eu fac cafea o dimineață, ok? Așa, da, prieteni, niște colegi minunați avem în echipa Realitatea, dar vreau să vedeți mai bine acest stand, această compoziție, acest buchet de produse media care vor fi prezente în viața cetățeanului, astfel îmbunătățind relația dintre cetățean și mass media, pentru că Realitatea optează pentru produse de calitate, după cum vedeți, se relansează și cancanul pentru cei care urmăresc viața mondenă a societății noastre. Știrile mondene sunt, sau mai bine zis, reprezintă o informație foarte curioasă pentru cetățenii Republicii Moldova, așa, de aceea cancanul este exact pentru ei. Oaspeții continuă să vină la acest eveniment, la care cu siguranță se vor simți bine. Prieteni, nu pot să nu mă apropii de un oaspete. Un oaspete drag nouă, o personalitate mare, la propriu și la figurat. Domnul Șarov este prezent astăzi aici. Îl lăsăm să-și încheie discuția la telefon, după care îl abordăm. Iar aici, prieteni, în continuare o să discutăm cu o altă colegă de a noastră, cea care muncește probabil cel mai mult și chiar și în aceste clipe. Vedeți poziția luată de business lady, de femeie serioasă și responsabilă, precum este și
în redacție, Valentina, salut! Valentina este redactorul șef, șefa textelor și în general este vârful piramidei. Salut, Valentina! Salut! Spune, te rog, de când ești în echipă, cum te simți, dacă îți place la noi, dacă în general, nu știu, cum percepi tu această platformă? Este o echipă minunată și dacă tot m-ai întrebat de echipă, vreau să vă prezint. De fapt, ca să cunoașteți o redacție, nu înseamnă șef. Redacția este formată din mulți oameni albinuțe, cum le spun, care de fapt și produc în fiecare zi. Aceasta este Victoria Laur, este redactor de știri. Aceasta este Dumitrița, probabil o cunoașteți pentru că ați văzut-o la televizor de mai multe ori în cadrul emisiunii 10 lei și nu doar. Pe Ileana Părgară o știe toată lumea. În partea dreaptă o mai vedeți pe Tatiana, pe Valentina. Valentina, trebuie să recunoaștem că ai o echipă de femei și vreau să ne spui sincer așa, cu cine e mai ușor să conlucrezi sau să-i controlezi, echipa de femei sau o echipă de bărbați? Echipa de bărbați. Mm-hmm. Da, recunosc. Așa. Aia înseamnă că ești norocoasă. Noi îți mulțumim pentru implicarea ta. Te-am întrebat pe final cât e de greu să faci ceea ce faci, să fii în lumea textelor și, în general, dacă ai înțeles, ce preferă societatea noastră la nivel de știri scrise? Nu pot vorbi despre o greutate, să zic. E responsabilitate. Societatea vrea să știe adevărul și noi asta le spunem în fiecare zi. Îți mulțumim pentru implicare. Da, prieteni, iar noi mergem la Ileana Părgaru. Una din nuanțele fine ale tabloului general al platformei, al grupului de presă Realitatea. Salut! Te salut, Traian! Bună seara tuturor! Spune-ne ce înseamnă pentru tine grupul de presă Realitatea, cum îl percepi și cum te simți în general făcând ceea ce faci. Eu sunt nouă la Realitatea. Bun, nouă, nu știu în ce măsură pot să spun că sunt nouă, dar am un an de zile de când am venit la grupul de presă Realitatea. În contextul a 9 ani de când a fost lansată această instituție, media este totuși puțin. În scurt timp am reușit să creăm un produs media bun pe piață, zic eu, mă refer la emisiunea Rezumat, emisiunea de dezbateri, de analiză politică. Reușim împreună cu colegii, cu producătorul, cu Sergiu Scobioala, cu directorul Dumitru Țăra, reușim să aducem invitații de marcă la emisiune, reușim să creăm un produs de calitate, cum spuneam, reușim să dăm tonul presei din Republica Moldova, pentru că declarațiile invitaților noștri sunt preluate și de instituții media din Moldova și de instituții media de peste Prut, ceea ce bucură foarte mult. Asta înseamnă că grupul de presă Realitate este unul valoros. Sunt de acord cu tine, Ileana, noi îți mulțumim pentru colaborare și îți dorim o seară minunată în care să te simți bine. Îți mulțumim! Salut! Salut! Colega mea care are o istorie așa mai interesantă, o experiență mai interesantă, recentă, chiar tu ai plecat de la noi, te-ai stabilit undeva departe. După care ai revenit. Povestește-ne pe scurt ce te-a făcut să revii și să revii anume la Realitate. Păi am revenit din nou la Realitatea pentru că aici este locul meu de suflet. Aici am niște colegi minunați. Pe lângă muncă glumim, așa cum e și firesc. Ne înțelegem bine, facem o echipă foarte bună și nu ai cum să nu revii în asemenea loc. Sunt un norocos că sunt colegul tău, să știi, pentru că și eu mă simt bine aici. Noi îți dorim o seară minunată. La fel. Așa? Da, prieteni, se pare că am vorbit aproape cu toți colegii mei, i-ați cunoscut mai bine. Mai sunt și colegii din staful tehnic, care de obicei preferă să fie așa mai în spatele camerelor. Asta e. Noi vă mulțumim pentru atenție și, da, iată și domnul Șarov, v-am promis. Bună seara, domnilor, doamnelor și domnilor, v-am promis că o să ne apropiem de domnul Șarov.
Domnule Șarov, vă mulțumim că ați acceptat invitația și că sunteți prezenți astăzi aici. Noi mai devreme vorbeam cu colegii despre calitatea produselor media și vreau să vă întreb cum credeți cât de importantă este calitatea acestor produse media pentru educarea generațiilor în general. Este una foarte importantă și nu este un răspuns banal tradițional, dacă este important. Universitatea de Stat din Moldova acordă o atenție deosebită acestui domeniu și ca dovadă acestui fapt am să vă aduc doar cifrele pe parcursul ultimilor 2 ani. Au fost făcute investiții enorme în Mediacorp, care devine un simbol al Universității de Stat din Moldova, o investiție extraordinară a Guvernului Statelor Unite Americii, a Marii Britanii, a Guvernului Suediei, care își are deja rostul. Astăzi să vedem primele rezultate, de atât din punct de vedere a relației care există între partenerii privați, da, din cadrul Mediacorp, cât și cu studenții din cadrul Facultății de jurnalism. Regele Ferdinand spunea că nu zidurile fac o școală, dar spiritul care domnește în ea. Poți să investești foarte mult în infrastructură, în tehnologie, în digitalizare, dar cel mai mult în mine contează factorul uman. N-am să descoper eu acum America, spuneam dumneavoastră că astăzi jurnalismul s-a schimbat totalmente și o facultate de jurnalism în cadrul Universității de Stat din Moldova, care tradițional pregătea pentru radio ori televiziune, trebuie să facă față exigențelor zilei de astăzi. Trei componente, zic eu, oamenii, doi, infrastructura și trei, digitalizarea. În cadrul Facultății de Jurnalism, de asemenea, am deschis și laboratoare, un laborator de televiziune și vom deschide și unul de radio cu suportul Departamentului pentru Relații cu Republica Moldova. Susținerea partea Guvernului României este unul enorm și pentru mine este un vis crearea acestui spațiu educațional comun în procesul de integrare robațională, vorbim de un spațiu educațional comun, de un spațiu mediatic comun, fiindcă suntem unica din republicile din fosta Uniunii Sovietice care a avut un stat, care a avut o cultură comună, o limbă comună, o istorie comună. Și cifrele cred că vorbesc de la sine. În anul trecut am avut o admitere sporită atât la cadrul Facultății de Jurnalism, cât și la noile specialități. Spre exemplu, la o specializare de game design am avut 110 persoane, iar la New Media, da, 60 de persoane, în care, pe lângă posibilitățile de infrastructură, investim și în profesori. Investim în profesori, școlarizări, investiții în studenți și crearea, după mine, a multiplor oportunități este unul din colacii de salvare în care noi am putea astăzi să facem față exigențelor care sunt înaintate. Eu cred că acest soi de regionalism basarabian care ne-a caracterizat în perioada de până la 1989 și ne-a existat în limitele Uniunii Sovietice, există o reminiscență și până în prezent. Da. Dacă cineva din profesori, spre exemplu, se regăsește în formula care vă spun eu astăzi, nu zic că aceasta este o problemă, da, dar trebuie de acceptat și o opinie din altă parte. Ne dăm noi întrebare, oare studenții care vin astăzi în aulile universitare, ei sunt foarte bine pregătiți din punct de vedere a tehnologiilor și informați, dar și din punct de vedere a pregătirii de astăzi. Deci un profesor, respectiv, trebuie să știe, trebuie să investească în el. Cam aceasta ar fi filozofia generală, dar eu cred că în cele 9 minute care mi-au pus astăzi la dispoziție cu organizatorii, este pe o parte și o posibilitate, e mult, dar în același timp și e foarte puțin. Da. În ce măsură mi-a reușit, deja o să vedem. Sunt sigur că va fi un discurs splendid, pentru că domnul Șarov este unul din top managerii pe care eu îi cunosc. Noi vă mulțumim pentru prezență. Prieteni, cred că e timpul să ne retragem, pentru că oaspeții deja iau loc aici în sală. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vreau să mulțumesc mie pentru activitate, să mulțumesc colegilor și să doresc grupului de presă Realitatea succes și noi realizări.